E un tată erou și un om cu suflet de aur. Își crește singur cei 8 copii după ce a rămas văduv în urmă cu 2 ani. E povestea unui bărbat din Bistrița care își sacrifică fiecare clipă pentru cei 2 băieți și 6 fete. Pentru ei lucrează toată ziua, iar noaptea le veghează somnul. Îi învață să se roage, îi ajută să viseze și îi îndeamnă să învețe. Pe poarta casei din Cărbunești intră voioși 8 frați. În prag îi așteaptă tatăl lor. Bună, frate. La grădiniță, vă să-l întreabă. După ore urmează jocul, iar curtea se umple de chiotă de bucurie. E o scenă ca într-un baz, cu zâne și prințese. Ai avut sărbare la școală? Da. Și ce rol ești? La prințese. Un rol pe care fetițele îl joacă sfios, cu emoție, dar și cu mândrie. Cine ești tu? Albă ca zăpada. Albă ca zăpada? Da. Pe cine iubești cel mai mult? Pe fratele cel mai mic. Oh, deci frățiorul cel mic. De ce frățiorul cel mic? Că e cu minte. Dar zâmbetele lor ascund o suferință greu de imaginat. Sunt orfani. Mama lor a murit în urmă cu 2 ani și jumătate când i-a dat naștere lui Mani, cel mai mic dintre frați. Cel mic întreabă? Întreabă, mami, ce se face? De atunci, Iuliana, sora cea mare, are grijă de frații mai mici. Ce face Sima? Treabă, curat, mături. Ți-e greu fără mama? Totată mi este greu. Cât ea pregătește masa, tatăl lor lucrează în atelierul de tâmplărie. Toată ziua muncim, de dimineața până noaptea la 12 la 1. Mergem și cu ziua, când sunt pe teren, mergem și pe acolo, pe unde se găsește. Muncește zi lumină, iar noaptea le veghează somnul celor mici. E un om cu inimă de aur, un tată erou care își crește singur toți cei 8 copii. V-ați gândit o clipă măcar să renunțați la acești copii? Nu pot să renunț la ei. Pentru ei muncesc toată ziua, nu? Tot el își îngrijește și tatăl de 86 de ani. Bătrânul e convins că de undeva din cer cineva îi veghează. Credința în bunul Dumnezeu ne ajută să o ducem mai departe toate greutățile. O credință pe care le inspiră zi de zi și celor 8 nepoți ai săi.